Îmi place la telenovela asta cu Elena Udrea că femeia are susținere în continuare. Există oameni politici care o susțin, cetățeni care o susțin în ciuda a ceea ce spun procurorii că a făcut, morse competente care o susțin, dar și jurnaliști care o susțin. Și mai există Lavinia Șandru. Iertați-mă că intru direct la subiectul ăsta și subiect fierbinte și... Mie greu, pentru că nu, eu nu mă dezic de prieteni, îmi pare foarte rău când sunt la greu. Spuneți-mi, pentru cine reprezintă un pericol public? Sau care-i publicul pentru care reprezintă un pericol la ora actuală Elena Udrea? În ce țară arăta că vrea să fugă și nu se prezintă în fața poliției sau în fața procurorilor atunci când o cheamă? Și ce probe mai poate ea să influențeze atâta timp cât nu mai este în funcția pe care avea la minister? Ce dovezi ar putea să mai influențeze dacă nu mai ocupă funcția de la minister? Lavinia, ești bine păpușa? Ce dovezi poate să mai influențeze Udrea? Păi să zicem toate. Cum? Picând cu niște saci de bani peste martori, a? Nu ți se pare posibil? Mă, vă dați seama că astfel de... Iar nu știu cum să spun ca să nu fiu nesimțit. Astfel de fete au emisiuni la posturi naționale? A, și ăla a fost începutul emisiunii. Să vedeți finalul. Mai avem 4 minute până la finalul emisiunii. Despre ce vreți să vorbim? Politică internă sau externă? Vă dau voie să alegeți pentru ultimele 4 minute. Eu am fost impresionat de curajul doamnei Udrea. Nu mă surprind, de un discurs în Parlament. Deci, flori, fete, filme sau băieți, melodii sau cântăreți. Nu plătise nimeni o dedicație la Vinia, de-aia a rămas spațiul ăla pentru discuții libere? Uite, vezi, și de-aia e bine că nu e Elena Udrea în libertate. Pentru că atunci când e lângă tine, tu faci așa, fată. Mi-l aduc aminte pe Nichita Stănescu, care avea la finalul unei poezii rugare următoarele versuri: dăm Doamne victorie, ajută-mă să-mi înving dușmanii, pielea de pe mine, marginea, orele, anii. Atunci când am citit prima oară această poezie, mă întrebam oare la ce se referea Nichita Stănescu. Eu cred că Nichita Stănescu s-a referit la ziua de ieri și la ultimele zile prin care ați trecut dumneavoastră.